Hai mă, nu mai vine asta odată. Aoleu, trebuie să stau să-mi văd toate coasele astea meserii. Asta ori o ai în tine, ori nu ai. Și meseria la fel. Aoleu, asta-i? Într-un club e mult prea plin. Fac un cocktail turbo fin. Merg și le înscriu și la... Mamă, ce spune are în cap? O simt ca să înțelegi despre ce vorbim. Ce faci, fata mea? Dar vă că ai cam tras niște spuri ca să ajungi la mine, ai? Ce face? Auleu, asta nici glumele nu le prinde, da păi clinți. În sensul că cu ce te-ai împletit? Cu războiul de țesut al bunic ta? Bună, eu sunt Lolita, tu ești Lucreția? Care a nebunit Veneția. Să știi că sunt mare fana ta. De când te-am văzut la Puterea Dragostei, am zis că vreau să fie ca tine. Exact ca tine. Păi da, să te pregătești, că aici nu e Puterea Dragostei, e Puterea Ursului. Adică trebuie să fii unsă cu toate fiile, înțelegi? Ia zi, ai școală? Facultatea. Fata mea, dar cu asta nu faci bani. Da, dar să știi că sunt onorată să învăț de la tine. Bun, hai lasă perea tu, că văd că ți-ai luat pieptul de ciucuri la ce țesătura ai în cap. Hai, mai mâncim și noi puțin. Înțeleg că Gianni te-a dus la mine să te învăț, tra-la-la. Înțeleg asta, dar nu sunt obligată să-mi pierd timpul cu tine. Ai ceva să notezi? Da. În primul rând trebuie să înțelegi că clienții e de mai multe feluri, de două categorii. Ăla care are, cum să te explic, jeep-ul mare, are motorul mic. Ăla care are Matisse, are motor mare, dacă înțelegi ce vreau să zic. Cel mai convenabil, cum să-ți explic, e să aibă jeep-ul mare, care și de cheltuit și e și puțin de muncă. Asta e simplu. Păi și dacă are Logan? A, nu, da, să te ferești. Păi de ce? Că ea e poliție și vine cu mașina de servici la curve. În al doilea rând, stai atitudine, să-l joci pe fraier. E ca pe marionetă, că văcațele ți le-ai luat la tine. Și cel mai important e să-l faci pe fraier să pună pixul pe foaie. Și la bani, și la... Înțelegi, treabă. A, gata, hai că vine primul client, fata mea, privește și învață, fii atentă. Ce faci, cocoșelă? A, ce-ți dau, o savarină, o bezea, a? Pe ea. Pe meduza asta cu șerpi în cap? Bine, bă, ia una. Bă, a durat un pic că m-a prins și ploaia, înțelegi? Ia zi, ce mărunți ești s-a dat ăla? 500 de lei. Așa, jumătate de oră, 500 de lei? Da. Ei, noroc cu începătorul, îți dai seama, nu? Bă, hai că mai vine unul, hai că mai vine un fraier, fii atentă. Cocoșel, bine ai venit în parcul distracțiilor. Ia zi, ai chef de nebunii? Am chef de ea. Dă pasta de zici care tentacule în cap? Bine pus! Hai, ia-ți caracatița și șterge-o de aici, hai! Al dracu, v-am dosit, nu mai vor purcea. Au dat-o toți pe fructe de mare. Și ia zi, a? Slăbuți, nu? 200! Ți-am zis că... Ți-am zis, gârcit! De euro! De euro, fă? Auleu! Dracu să mă ia, cred că trebuie să-mi pun și un păr pe moațe. Hopa, hai că mai vine unul. Hai că azi e cu noroc. Zi. Hai, marș. De-aia ia atâția bani și o primesc toți. Ia să mă duc eu să urmăresc. Hai mă, ce așa greu, n-ai mai făcut-o cu o necunoscută? E prima dată? Hai că următorul mult poate o să-ți iasă. Cât timp mai avem? Tot timpul din lume, numai să rezolv problema asta. Hai mă, pune ca lumea pixul pe foaie. Dar tu ești acreditată să faci meseria asta? O faci profesionist? Păi sunt cea mai bună meseria asta. Cea mai bună și cea mai veche. Al trecu ăsta nu fură replicile și ți-l audă și cu experiența mea. Cea mai veche ai? Hai să copilul la punct acum.
Unde ești tu, fă, cea mai veche și cea mai... Dar ce faceți aici, boss? Îi dau meditații lui ăsta, nu vezi că nu știe deloc matematică? Păi de ce, fă? Cum de ce? De când cu pandemia au rămas ăștia în urmă cu materia și vine bacul, te umpli de bani dacă dai meditații. Ia auzi, fă, și eu care ziceam că cu școala nu faci bani. Pe care? Bun, acum scoate baltagul și hai să studiem. De obicei asta zic eu la client, scoate baltagul să-l studiem. Da, lasă gluma că o să ai nevoie de el la oral. Proastă eu că mă pricep la oralul care nu trebuie. Pe care nu trebuie.